Încă de săptămâna trecută, Raja și-a mutat activitatea cu publicul în mediul online. Transmiterea indexului, vizualizarea și achitarea facturii, eliberarea vizelor sau alte probleme specifice pot fi rezolvate accesând contul de client online, pe adresele de e-mail sau la numerele de telefon puse la dispoziție pe site-ul societății www.rajac.ro, la numărul de call center 0241924. Tot ca măsură de limitare a contactului direct între persoane, Raja nu va mai efectua în perioada următoare citirea contoarelor de apă la abonați. Prin urmare, emiterea facturii se va face în baza indexurilor autocitite și transmise de consumatori prin call center sau pe platforma online, ori în lipsa acestora prin estimare în funcție de istoricul consumului dintr-o perioadă similară a anului precedent. Raja va asigura în continuare apa potabilă către toți consumatorii, indiferent de situație. Sute de angajați ai societății au ca misiune principală asigurarea producției, distribuției, calității apei, precum și epurarea apei menajere, îndeplinind sarcinile specifice prin muncă în condiții de izolare, tocmai pentru a preveni disfuncționalitățile majore ce pot perturba asigurarea acestui serviciu esențial. Mai mult decât atât, constanțenii trebuie să știe că apa de la robinet poate fi consumată fără probleme. În lupta cu coronavirusul, Raja amintește consumatorilor săi că apa poate fi consumată cu încredere, fiind chiar un aliat de nădejde în lupta împotriva pandemiei. Constanțenii nu trebuie să uite nici de cea mai importantă măsură de prevenire, să se spele pe mâini cu apă și săpun în mod regulat. Astfel ne ajută să protejăm sănătatea noastră și pe a celor din jur.